Bună dimineața, bine v-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată, astăzi 6 iulie, nu avem un aspect despre care să discutăm, doar că Mercur se apropie de un sextil cu Uranus, dar vă reaminteam faptul că nodurile sunt așa, se pregătite de schimbare, vor trece pe axa Berbec-Balanță și sunt într-un oarecum careu cu Pluto. Bun, hai să ne uităm așa la fiecare dintre noi, te invit să te uiți și la Zodie și la Ascendent și vreau să îți aduci aminte că acesta este un horoscop pur teoretic. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Cumva e o zi bună să-și cer drepturile. Cumva un pic de narcisism astăzi nu strică, cu riscul de a fi acuzat că ești poate prea vanitos. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, vezi tu, câteodată mai sunt și zile în care nu te înțelegi cu familia orice ai face. Dar în același timp, din discuțiile respective, crești și tu și cresc și ceilalți. Vă maturizați și evoluați. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Un singur lucru vreau să te rog, cu toate aspectele de pe cer din acest moment, să nu ai tendința de a te sacrifica mai mult decât este cazul. Atenție! De a te sacrifica până și pentru cățelul pe care l-ai. Că dacă te duci la magazin și ai doar câțiva bani în buzunar și mai întâi cumperi lui mâncare și pe urmă pentru tine nu prea mai ai să-ți cumperi fructele pe care ți le-a dorit, nu e bine. Te-am dat un exemplu simplist, dar el poate fi aplicat în orice altă parte a vieții tale. Deci acum la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Ei, atenția către tine, dar vezi tu, oamenii nu-ți vor acorda atenție dacă tu nu-ți acorzi. Și dacă simți că nu ești văzut, nu ești ascultat, nu ești luat în seamă, nu-i acuza, ci încearcă să-ți dai seama de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu-i acuza. Acuză-te mai întâi pe tine, cu blândețe, ce-i drept. Deci la Leu sau cei cu ascendentul în Leu, profită de zilele astea. Profită să fii mai curajos, să fii mai neînfricat, să riști, să acționezi, să ceri, să îndrăznești, profită. Chiar oriunde, nu știu, dansează, du-te în parc, la serviciu, arată, ridică două degete, fii mai activ. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară, bineînțeles, ce e în sufletul tău doar tu știi, zilele acestea din punctul meu de vedere, important e ca ceilalți să nu vadă. Nu ți-aș recomanda să te expui foarte mult în perioada aceasta. Deci la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță, domne, cât aștepți de la ceilalți aprobarea și validarea zilele acestea? Ama, e sănătos din când în când să o primim, să o cerem, doar că trăiești doar pe baza ei, adică simți că nu poți consuma, parcă este hrana ta, dar tu ai nevoie de altă hrană, ai nevoie să te hrănești tu însuți, tu însăți, pe tine. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion, domne, dacă tu te-ai așteptat să se întâmple ceva la locul de muncă și nu s-a întâmplat, nu-i mai bine să-ți faci tu niște planuri? Nu-i mai bine să te duci tu și să ceri, nu-i mai bine să te duci tu să îndrăznești, să acționezi. Eu asta îți recomand, să fii mai tupeist. Trecem atia la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. E bine, tranzitele zilelor acestea s-ar putea să te aducă și unele pierderi. Adică atitudinea ta, aș putea spune mai degrabă prejudecățile. Prejudecățile tale să știi că vin și cu pierderi. Pentru că cu cât le emiți, fără să ții cont și de părerile celorlalți, nu e de bine. O perioadă bună pentru educație și studiu, să știi. Trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. E foarte important să discuți cu partenerul despre banii la comun. Că poate tu ai un cont, el are un cont și aveți un cont la comun. Sau poate nu aveți un cont la comun și e nevoie. Sau poate unul dintre voi vrea o investiție, iar celălalt nu-și dorește. Negociere. Trebuie negociere, așa ca între doi adulți. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, pentru ca o relație să funcționeze, indiferent de natura ei, fie că este afectivă, fie că este profesională sau una, nu știu, de amiciție, de prietenie, trebuie să muncești. E adevărat că se zice că relațiile trebuie să meargă de la sine, dar asta la început. Dar după un anumit timp e nevoie de activitate, de activități conștiente, de efort și de susținere. Nu le lăsa să se ducă pe apa sâmbetei pur și simplu. Trecem acum la pești sau cei cu ascendentul în pești. E bine, una dintre acelea zi în care ți se pare că dacă ai fost apreciat la locul de muncă pentru un proiect, lumea este a ta. Și nu zic că nu e cazul, doar că dacă primești niște aplauze și un bravo, da, și un mail de felicitări, să zicem, nu înseamnă că acum trebuie să te porți urât cu ceilalți sau altfel. Să zicem că astăzi muncești prea mult și nu primești ceea ce consideri tu că meriți, nu începe să fii un pistol cu gloanțe și gloanțele fiind reproșuri. Da? Astăzi e nevoie să te pui într-un loc șor și să apelezi la
o stare din acestea, să fii mai umil. Să fii mai umil indiferent de ce se întâmplă în viața ta și un pic de grijă la rutina zilnică. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!